Bine ați venit la o nouă ședință lunară a Comisiei de Lucru, grupului mixt de lucru, pe problemele comunității române din județul Bacău. Așa cum am discutat cu cei care au fost prezenți la ultima ședință, când a participat și domnul ministru secretar de stat din partea Agenției Naționale a Romilor, am luat decizia ca, începând de astăzi, să încercăm să desfășurăm anumite ședințe în comunitățile rome. Să înțelegem de la talpa acestor comunități care sunt problemele lor, ce face autoritatea locală pentru a rezolva aceste probleme. Și, prin urmare, am decis astăzi pentru că, nu vreau să fiu neapărat subiectiv, dar sunt. Eu sunt din Comănești și am zis să încep de la mine de acasă. Că e mai simplu. Chiar dacă pentru dumneavoastră majoritatea veniți de la Bacău, sper că nu e o problemă că am bătut 60 de km astăzi, dar promit să nu vă țin foarte mult, pentru că e bine, e final de program. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc domnului primar Viorel Miron, care ne-a găzduit astăzi și cu siguranță va avea multe proiecte să ne prezinte, proiecte care se implementează pentru a sprijini comunitatea romă din orașul Comănești. Și ca să intru puțin în subiect direct, de fapt, vom discuta foarte puțin aici și vom merge pe teren pentru restul programului, pentru că mai ușor să vedem realizările decât să le înțelegem de pe hârtie sau din cuvinte. Și de asemenea, mergând în comunitatea romă, cu siguranță ne vom întâlni și cu reprezentanți din această zonă la nivel local. Domnule primar, la ședința noastră avem reprezentanți din partea structurilor administrației centrale, deconcentrate, reprezentanța inspectoratului școlar, a instituțiilor militare, poliție, jandarmerie, reprezentanți de la ONG-urile din județul Bacău, care reprezintă comunitatea romă, și din Comănești, ai dumneavoastră. Ca să știm așa cu cine stăm de vorbă, avem de la Direcția de Sănătate Publică, avem de la Agenția de Protecție a Mediului, de la ISJ, cum am spus, de la Căjăraie. Nu știu dacă are rost acum să ne prezentăm, dacă doriți, dar eu zic să trecem direct peste această formalitate. În ultimul rând, domnul subprefect și doi reprezentanți din județul Iaunița. Ah, da. Doi reprezentanți din județul Iaunița care au venit să stea de vorbă special, să stea de vorbă, în primul rând, cu reprezentantul de la Casa de Pensii a județului. Avem pe cineva de la Casa de Pensii? Avem. Ah, ok. Doamna este plecată în concediu pentru săptămână. Bun. Domnule primar, vă las pe dumneavoastră, în primul rând, să ne faceți așa o introducere despre problematica comunității rome din comunitatea dumneavoastră de aici și după care eu zic să trecem la fapt, adică să vedem obiectivul. Bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit în orașul nostru. Comunitatea romă de la noi, nu știu cum să o categorisesc eu. Pot să spun că avem o colaborare destul de bună. Am avut niște probleme la începuturile carierei mele, de prima, pot să spun, carieră, 20 de ani aproape. Când, într-adevăr, au fost și ne-am izbit de multe și multe probleme, am avut niște necazuri, inundații, case, am rămas fără locuință. Încet, încet le-am construit locuințe, am căutat să rezolvăm în mare parte, nu se poate rezolva tot, vă dați seama nici la o casă de cel mai gospodar, nu se poate rezolva totul dintr-o dată, dar treptat, treptat le-am adus la un nivel anume, pe care dorim să, și suntem în continuare într-o această într-ajutorare, ca să spunem așa. Chiar acum avem un program de colaborare cu Habitat România, prin care ne-a asigurat o finanțare pentru izolarea cu vată minerală, bazaltică, tavanele caselor. Și am luat dintre familiile cele mai sărace care au și care avem păspitate, să-i ajutăm să le facem lucrul ăsta, pentru că îi mai scutește de o căruță de lemn iar dacă îi izolezi un pic mai bine casa, ba, mai puțin lemn pe foc și atunci îi rămân și niște bănuțe buzunar, din bănuțe puțin pe care iau ei. Trebuie să ne punem și situația lor și în locul lor. Trebuie să
îi sprijinim cu ce putem. Apar și conflicte pe parcurs. Mai au și ei niște animăluțe, niște cai, îi mai scapă prin oraș, printre flori, să trandafie. Îi mai lor și îi lor și îi ducem înapoi. Și uite așa, mai există și aceste impedimente, dar în același timp trebuie să ne punem puțin și în locul lor. El se duce cu căluțul ăla și își aduce o căluță de leu, îi face o chelie, îi face un bănuț și trăiește în casă pe mâine și acum poate. Deci de asta e o problemă destul de sensibilă. Nu în ultimul rând vreau să vă spun că am avut recent vizita ambasadorului Indiei aici la Comănești și am rămas impresionat când chiar excelența sa, domnul ambasador, ne-a povestit cum că sunt comunități de rom care s-au format după ce au fost aduși din nu știu ce zona Indiei. Deci, el spunea și spunea că indienii care au fost aduși aici acum nu știu câte zeci, sute de ani, au format comunități de rom. El cu vorba lui a spus lucrul ăsta și atunci am venit și eu și am subliniat faptul că la noi romii au fost aduși de boierul Ghica pentru a-i păzi imobilele, palatul, parcul, anumite zone. De ce îi aducea de acolo? Sau de ce a găsit soluția asta ca fiind cea mai bună? Pentru că erau străini și nu-i cunoștea, nu făcea niciun fel de alianță cu băștinași, cu localnici. Și de aia era un avantaj pentru Ghica să aibă acest lucru la față. Aici. Da, și de asta am zis că e important de știut lucrul ăsta, pentru că să știți că mai degrabă sau mai târziu comunitățile de rom vor crește suficient de mult ca să devină un factor important atât de în administrație, cât și în toate structurile. Așa cum acum noi avem, să zicem, posibilitatea să luăm decizii și să hotărâm într-o direcție sau alta, așa se va ajunge la un moment dat. Poate noi trăim, poate nu trăim, așa cum nu gândeam vreodată că o să trăim să vedem că inteligența artificială va veni tiptil și va înlocui factorul uman în anumite domenii de activitate. Deci e imposibil. E imposibil. A ajuns lucrul acesta, tocmai unii credeai că niciodată nu va putea să fie prezentator TV care prezintă vremea, nu? Zice, cum îți prezintă? Doamne, un artificial. Păi eu te-l prezint, îi fac, setează calculatorul și spune exact cum va fi vremea mâine. Dacă cel care îl setează spune că mâine plouă, el va spune că mâine plouă. Dacă îl setează că mâine va fi soare, el va spune că mâine va fi soare. În funcție de ce program se implementează, îi se aplică. Da, așa că bine ați venit în orașul nostru și să vă dea Dumnezeu să cu toții să putem să tragem o concluzie, să analizăm, să venim cu propuneri dacă găsim niște propuneri mai bune. O să vedeți că diferența de acum 20 de ani față de acum este enormă. În sensul că imediat după ce am intrat eu primar în 2004, au venit niște inundații foarte mari. Și a ajuns apa pe undeva, la nivelul geamurilor, un metru în casă, un metru jumate. A fost un dezastru, ce să vă spun. Și mi-aduc aminte o fază, că am trimis un băiat, aveam o cameră de luat vedere din aia micuță, un GVC, și filma peste tot. Și a mers la o familie, la aia care e din Moinești, Gabi, Bacșa, nu știu cum se numea. Și aveau patru pereți din patru
lemne și cu niște pături sau ce-o fi avut ei acolo. Și era un spațiu enorm de mic. Și zice, domnule, dar dumneavoastră, stați aici și cu soția și cu copilul, stați aici. Zice că nu, mai stă și fratele meu cu soția lui. Deci nu, eu sunt minunat cât de mic era spațiul în care locuiau. Zice că nu, mai locuiește și el. Ei, în momentul de față, nu mai există așa ceva. Din contra, foarte mulți au plecat afară, au venit cu bani și și-au făcut case moderne. Moderne, moderne. Deci dacă o să vedeți, nu ziceți că suntem într-un cartier de rog. Sunt nicio foto. Eu zic să mergem să devenim totuși. Da, o să mergem în venea. Da. Dacă aveți ceva să ne întrebați, să discutăm. Să... De obicei, întrebările sunt la final și cele mai bune astăzi se vor da. Dacă vor fi întrebări, eu zic la fața locului. Sau vreo propune. Eu aș vrea să vă mulțumesc, domnule primar, pentru că dumneavoastră, în orașul Comunești, am găsit cea mai mare înțelegere și am închegat această cultură privind resursa umană română, conform HDCST-60. În orașul Comunești își desfășoară activitatea mediatorul sanitar, mediatorul școlar, profesorul de limbă româniei, serviciul de asistență specială din cadrul primăriei își face datoria, aș putea să pun acest oraș ca exemplu pentru toate comunitățile de rom și Valea Seacă a dezvoltat ca și dumneavoastră comunitatea și sunteți un bun exemplu de bune practici. Vă mulțumim! Și eu vreau să spun două vorbe, dacă o să-mi permiteți. Numele meu e Doru Tănase, reprezint Asociația Europeană Romă pentru Progres și Promovare Interculturală. Vreau să spun că am avut bucuria să lucrez în această comunitate pe un proiect 2 ani de zile, Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru o Viață Mai Bună, unde am găsit deschiderea domnului primar, unde și primăria este partener în acest proiect, unde circa 1600 de oameni de etnie romă și nu numai grupuri vulnerabile au beneficiat de niște servicii pe care Crucea Roșie, în partenerea cu noi, le-am pus la dispoziția lor. Adică am găsit deschidere, am găsit spațiu, am găsit acei mediatori de care spune și doamna Dobrescu și profesor de limba româniei și asistent sanitar, care ne-au dat o mână de ajutor și chiar s-au văzut rezultatele acestui proiect. Din punctul meu de vedere, zic că da, eu în Comăneștiu poate să fie un exemplu și pentru celelalte comunități, unde chiar sunt și aici, e vorba de cartierul Șupan, Lăloaia, unde e o comunitate mare de romi, cu probleme diverse. Am observat și m-am bucurat că prin ceea ce a reușit asociația noastră să facă din oamenii noștri să-i determinăm să facă cursuri. Am creat câteva grupe pentru cursuri. Sunt solicitări pentru a doua șansă. Am văzut și ne-am notat doar că programul care era pe programul NITS pentru tinerii 16-29 de ani, doar pentru ei, dar au solicitat și maturii, oameni din vârstă care au solicitat că vor să facă a doua șansă. Și să venim și cu cursuri de calificare pentru persoane trecute de 30 de ani. Un lucru bun, îmbucurător și nu pot decât să spun că e ok și ne dorim să avem astfel de oameni cu care să colaborăm și noi ne declarăm mulțumiți și noi ca și asociație. Și vă mulțumesc, domnule primar, pentru colaborare. Chiar discutam câteva zile să avem un proiect pe sport. Vom face un meci de fotbal pe stadion. Am primit de la domnul primar un bilet și de la administratorul bazei sportive că putem, cu școala Liviu Rebreanu, să aducem în jur de 50-60 de copii, fete și băieți, în care să desfășurăm o competiție sportivă, unde știu că pe terenul de fotbal toți vorbim aceeași limbă. Pe terenul de fotbal nu contează ce nație ești. Suntem aceiași oameni și să încercăm prin astfel de proiecte să-i adunăm, să conviețuim alături de comunitate, de majoritate, că de fapt asta ne dorim. Să integreze și comunitatea romă și să nu se mai facă diferență. Da, mulțumesc! Acum chiar suntem în lucru cu mai
mai multe școli în construcție, în reabilitări, și avem mai multe terenuri de sport care sunt cu tartan sau cu sau terenuri sintetice. Baza sportivă care o avem noi, în momentul în care mai plouă afară și este teren moale, nu este practicabil ca să și au să mai ivesc discuții. Nu e vorba de rom, așa în general. Dar avem un lucru și o bază sportivă la nivel de UEFA, FIFA UEFA și la Vermeș. Și acolo avem un teren cu tartan și la toate școlile care le avem, avem terenul. Și mai avem și o sală de sport nouă în construcție acum. Așa că copii să fie și tineri să fie care să vrea să facă sport, unde vom avea loc. În momentul ăsta suntem un pic mai înghesuiți, școlile își desfășoară activitatea în alte locații, pentru că am eliberat toate școlile pentru a le preda constructorilor, care trebuia să fie gata cam pe la începutul lunii octombrie, dar știți cum e, mai apar anumite probleme și se mai prelungește cu o lună, cu două luni, cu fiecare cu problemele lor, constructorii mă refer. Să avem ocazia să vedem o școală chiar din Comunitatea Română, care e în reabilitare și... Da, o să vedem, o să mergem la o școală chiar din Comunitatea Română. O să mergem la cea mai, să zicem, locația cea mai afectată de sărăcie, nu din cauza că sunt rom sau nu sunt rom, dar un fost imobil al minerilor, unde locuiau minerii, când au pornit minerii din comună și acolo, veneau din toată țara, veneau aici și lucrau și prin Ardeal, de la Abrud, de la Horma, de la, nu știu de unde, Cornul, acolo Cornul e altceva, pe lângă Abrud, de acolo. Și vreau să vă zic că acel imobil, fără să nu-mi dau seama de unde, i s-a spus că e Hotelul Carpați. La un moment dat, a fost un program pe rom și am zis, hai să facem clădirea aia. Era o sumă micuță, nici nu ajungea cât de cât, dar așa să-i dăm pe zona minieră era proiectul. O fațadă cât de cât. Bineînțeles că într-una din astfel de bărăci, a locuit un domn, care nu era domn, ci era tovarăș, și se numea Ilie Verdeț, care s-a născut aici, care a trăit aici și care a ajuns prim-ministrul României. Deci Ilie Verdeț, născut în Comănești. Și în momentul în care proiectanții au venit la fața locului și am făcut toate discuțiile în privința reabilitării, să zicem, a acelei clădiri, o sumă care nu era satisfăcătoare, au venit și ne-au predat studiile cele de fezabilitate, spunând reabilitarea clădirii Hotel Carpați. Zic, băi, șeful, dar ăsta nu trece în veci, că nu reabilitează pe programul de rom hotelul. Și așa a fost. Și să reabilitez hotel? Și cum de voi ăștia au venit să reabilitez un hotel? Fiate la ei. Și ne-a picat. Și datorită faptului ne-a picat. A fost reluat acel program, și am construit o clădire mai micuță, acolo, lângă acest, în ghilimele, Hotel Carpați, și nu știm dacă vom putea găsi o posibilitate să consolidăm acea clădire, să venim cu reabilitarea. Nu am făcut întrețineri, mici întrețineri am mai făcut, ca să poată funcționa cât de cât. Dar am construit o baie, ce spun, făceam. Da. Domnule Sfântului, domnule primar, vreau și un nou cordețiv de simbolice semnificative să vă spun câteva lucruri. Deci, respectul față de oameni, indiferent de etnie, indiferent de cultură, se pare a fi cheia de aur a armoniei între semeni, indiferent de timp și de istorie. Aceste etnii trebuie să îi se acorde o importantă, cum spunea și dumneavoastră, importantă păzit ce trece crescând.
pentru că ei vor fi într-o perioadă relativ scurtă, nu mă refer la eternitatea timpului, mă refer la o perioadă încadrată în ani pământeni, când vor avea o cifră, nu pot eu să estimez, dar vor sări de peste 2 milioane, 2 milioane jumate. Și vor pătrunde în toate sferele, fie administrative, fie politice, fie, ce știu eu, sociale, în toate ramurile vieții economice. Și deci trebuie să li se acorde o importantă mare. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc și noi, frumos! Dacă mai dorește cineva să completeze... Vreau să apreciez în mod deosebit de colaborarea pe care o avem aici cu unitatea administrativă și în mod special să aduc în atenție colaborarea cu mediatorul sanitar care este prezent aici în comunitate de atâția mari de ani. Dacă, din punct de vedere medical, în urmă cu ani și ani, nici nu puteam aborda anumite probleme ca să putem observa mai ușor diferența, astăzi este o binecuvântare să avem acest om care este foarte dedicat de altfel și a pus mult suflet și, indiferent pe ce proiect ar fi să intervenim, se poate foarte ușor comunica, foarte ușor mobiliza. Este un model extraordinar și am dorit să-l aduc în atenție încă o dată. Pentru că doar o echipă multidisciplinară poate să asigure o bună implicare atât a autorităților cât și a celorlalți factori care vor să intervină și să ajute și să se implice în educarea și în ridică comunității respective. Da, mulțumesc frumos! O felicit și eu pe doamna că face astfel de aprecieri și pe noi, cel puțin pe mine, mă încântă și mă bucur să aud că un etnic rom și are un loc de muncă aici și desfășoară cu simț de răspundere și cu suflet și o cunosc pe. Și chiar vreau să apreciem și noi pe doamna Căruță, o femeie de aur. Care dacă toți primarii ar înțelege acest lucru, că un angajat de etnie romă este foarte util. Avem doi muni. Bine, eu am spus, dacă fiecare primărie ar reuși să angajeze un etnic rom și să fie detaliat cu doamna Căruță și ca celorlalți, să știu și... Niște asigurări medical comunitar, ca să întregem echipa, da. Vreau să vorbesc în lipsa persoanelor, dar fata care a ieșit cu testul este tot din romă, dar a plecat acum pentru că este pe manager de proiect pe fonduri europene și nu este pe un singur proiect. E pe 3-4 proiecte. Deci este zbârnie de dimineață până seara. Zbârnie. Și este un om de cea mai mare încredere, de cea mai mare calitate și dă dovadă de cel mai mare profesionalism. Pentru că sunt la cine a lucrat pe proiecte europene, știe ce înseamnă un proiect european. Dacă ai greșit o virgulă într-un loc, virgula aia te costă de nu știu ce. Sau poți să pierzi bani sau poți să... Sunt atât de multe lucruri, atât de multe. Și nu e vorba de proiecte pe fonduri europene pentru rom. Este vorba de proiecte pe fonduri europene pentru orașul Comănești. Este vorba, noi avem acum proiecte în derulare, în sumă de totală, de 57 de milioane de euro în momentul acesta. În afară de alte proiecte care sunt acum în implementarea asta, acestea sunt în execuție, ce vă spun eu, de 57 de milioane de euro. Dar avem alte proiecte, încă de peste 60 de milioane de euro, care sunt de acum de implementat, pe PNRR, pe alte chestii. Și este bătaie mare de cap, să știu. Este bătaie mare de cap. Doar un proiect, dacă vreți. Doar un. Și am dat de multe ori exemplu multora. Câtă bătaie de cap îți dă să faci un simplu împrumut la o bancă, pe care te duci și ipotechezi bunul tău propriu, casă, mașină, teren, imobile, ce știu eu, și îți acordă un împrumut pe care îl eșalonezi, pe care îl rambursezi pe un program bine stabilit, pe o rată lunară, trimestrială. Ei, dar când îți dă cineva banii degeaba, cu atât mai greu e de realizat lucrul ăsta. Când ți-i dă cu un împrumut și te hâți, atât. Cu atâta scriptologie, cu atâtea programări, cu atâtea verificări, cu atâtea... Dar când ți-i dă degeaba, e mai mare controlul și toate verificările și raportările și tot. Da, să dea mersi în sănătoși, să mai putem să mai apucăm să mai facem ceva.
să mai apucăm. Nu știm ce timpuri vor veni. Nu știm astăzi, știm ce este, dar mâine nu știm ce este, ce va fi.